Cred că dacă nu faci parte din comunitate și nu înțelegi și nu cunoști istoria sau situația și întreaga imagine despre romi, este foarte greu. Pentru că riști cumva să cazi în plasa aia de eu știu cel mai bine ce este pentru tine. Eu, fiind persoana din afara comunității, probabil că ar trebui cumva să ascultăm nevoile reale și să identificăm nevoile reale. Poate că ei au chiar nevoie de apă și săpun. Dar dincolo de asta, poate mai au nevoie de stimă de sine, poate mai au nevoie să vadă și altceva decât ce școala prezintă. Și mă refer atât la comunitățile de romi, cât și la comunitățile majoritare. Fiecare copil are nevoie să cunoască un model pozitiv. Iar cei care lucrează cu familiile de romi sau cu familiile care provin dintr-un mediu vulnerabil, cred că trebuie să se pună cumva în pielea lor și în pantofii lor, să meargă un pic în pielea și în pantofii lor și să te gândești dacă tu ai avea un copil și ești în situația în care vezi familia respectivă, ce ai face? Sunt multe soluții și depinde de la persoană la persoană. Suntem persoane unice, avem un mod unic de a lucra. Nu știu dacă există o rețetă a succesului în a lucra cu comunitățile de romi. Poate deschidere, poate comunicare, poate dacă încercăm să înțelegem pe celălalt de lângă noi și să nu judecăm înainte de a cunoaște. Important este să renunți la orgoliu și la prejudecăți ca să reușești cumva să lucrezi și să-i mobilizezi și să îi ajuți să treacă de barierele și să-și depășească cumva limitele impuse de societate cât și de ei. Cursanții nu aveau informațiile acestea pentru că în școală și în cadrul istoriei nu înveți despre robie și despre Holocaustul, Samu Daripenul în minoritatea romă. Și atunci pentru ei a fost o noutate. În același timp, le-a plăcut foarte mult informațiile pentru că, așa cum le-am spus și lor, este nevoie să cunoaștem întreaga imagine asupra societății romilor și că este nevoie să cunoaștem istoria lor, obiceiurile, cultura. Au fost foarte deschiși, mai ales după ce am început să le povestesc despre robie și despre Holocaust și diferite cauze care conduc cumva la comportament sau la situația romilor de acum. Dacă la început aveau întrebări de genul de ce trebuie să avem un seminar despre cultură și identitate romă, asta a fost una dintre întrebările și așteptările lor la început de curs. La final de curs, cred că informațiile pe care eu le-am prezentat s-au ridicat cumva la nivelul așteptărilor lor și unii dintre ei mi-au spus că au depășit cumva pentru că nu se așteptau. Se așteptau foarte mult să vadă acele obiceiuri și tradiții pe care ei le știau sau nu le știau. Cursul este unul folositor pentru ei și sunt convinsă că le-a folosit.